Tot într-o această zi, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei. Cel între ierarhi preales, între dascăli preanțelept și între toți sfinții prea mult plăcutului Dumnezeu, Sfântul Părintele nostru Vasile cel Mare a avut ca patrie Pontul, ce este în Capadocia, și s-a născut din părinți binecredincioși și de Dumnezeu cinstitori. Tatăl său se numea Vasile, iar mama sa Emilia, care a născut 4 fii de parte bărbătească, pe Petru și pe Sfântul Vasile, pentru care ne stă înainte cuvântul, pe Grigorie și pe Navcratie, și o fiică al cărei nume era Macrina. Pentru aceștia, cu adevărat s-a împlinit cuvântul lui David, care zice: neamul dreptilor se va binecuvânta. Și nu numai Sfântul acesta a fost îmbunătățit și mare luminător al lumii, ci și ceilalți 3 frați ai lui s-au făcut minunați și purtători de semne. Căci Petru, fratele lui cel mai mare, a fost episcop al Sevastiei, Grigorie a fost episcop al Nisei, iar Navcratie a fost pusnic și sfânt făcător de minuni. Încă și sora lui Macrina s-a sfințit, după cum arată sinaxarul la 19 ale lunii iulie. Însă pe toți frații a covârșit Sfântul Vasile într-o faptă bună și într-o învățătură. Căci la învățăturile vârstei cele din tâi, chiar pe tatăl său l-a avut dascăl și povățuitor, pe care de obște l-avea Pontul ca dascăl al învățăturilor și al faptelor bune în acea vreme. Deci dânsul a adus în lume o astfel de plăzmuire bună și curată, pe care Dumnezeescul David o numește plăzmuire de ziua, potrivnică celei de noapte. De la acesta dar a primit nu numai toată învățătura ce se numește enciclică, adică înconjurătoare, dar și toată bună credință. Și în scurt să zic, prin învățăturile vârstei cele din tâi s-a făcut încăpător al desăvârșirii, care avea să fie mai pe urmă. Iar după ce din destul a fost deprins de tatăl său în astfel de învățături și se cădea lui ca de nimic din cele bune să nu se lipsească și nici de iubirea de osteneală a albinei, care din tot felul de flori își adună cele trebuincioase să nu rămână mai prejos, s-a dus la cetatea Cezarei Capadociei ca să se deprindă și cu învățăturile ce se dădeau acolo. Zic aici despre Cezarea cea prevestită, care a fost leagăn de învățături și al Sfântului Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, unde primind Sfântul Vasile toate învățăturile, se asemăna cu unii din dascăli, iar pe alții covârșea în tot felul de învățătură, încât în puțină vreme s-a făcut slăvit și vestit tuturor celor mai mari ai cetății și la tot poporul, decât învățătura pe statornicii având-o mai mare. Apoi s-a arătat a fi retor între retori, chiar mai înainte de a se sui pe scaunele sofiștilor, filozof între filozofi, mai înainte de a învăța dogmele și rânduirile ce se află în filozofie. În sfârșit, lucrul cel mai mare a fost că toți l-aveau ca pe un preot al creștinilor, mai înainte de preoție. Și atât de slăvit se făcuse el prin învățătură și prin fapta bună, încât era cinstit, cucernic și vrednic înaintea tuturor. De aici, după ce s-a făcut în acest fel, s-a dus la Bizanț, care era cetatea cea mai mare din tot răsăritul, pentru că era împodobită cu cei mai desăvârșiți retori și filozofi, de la care a adunat, prin ascuțimea minții sale, cele mai înalte învățături și cu ele și-a împodobit sufletul său. De acolo, fiind nesățios de învățătură și de temelia cuvintelor bune, a fost trimis de Dumnezeu la Atena, unde a aflat pe Sfântul Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, sârguindu-se la învățături, precum și pe Iulian Apostatul, care mai pe urmă a fost împărat, vrăjmaș și chinuitor al creștinilor, și pe Libaniu Sofistul și pe mulți alții. De acolo, aflând Sfântul Vasile pe Sfântul Grigorie, apoi întrecându-se unul pe altul în fapta bună și în râvna acea dumnezeiască, atât de mult s-au iubit încât nu puteau să se despartă nici de cum. Și ședeau amândoi într-o casă, amândoi aveau o mâncare, amândoi aveau un cuget și o voie. Pe scurt, se afla un suflet în acele două trupuri și unul de la altul primea mare folos, nu numai într-o fapta bună, ci și într-o învățături.
căci ca doi lucrători de pământ, sârguitori și iscusiți, cu aceeași sârguință lucrând de țarina filozofiei și semănând cu multă osteneală sămânța învățăturilor, au secerat rodul sârguinței lor, prin care au întrecut pe cei de o vârstă cu dânsii. Și atât de mult se înfrânau, încât mâncau numai ca să trăiască, pâine și apă, mulțumind Domnului ca prorocul Ilie și ca Ioan înainte mergătorul, care se hrănea cu muguri de copaci. Iar pe celelalte, care momesc pântecele și aduc dulceață, le defăimau și cu totul se depărtau de ele. Pentru acest fel de înțelepciune pe care au păzit-o până la sfârșitul vieții lor, atât de curați și neîntinați s-au ținut, încât au întrecut într-o întreagă înțelepciune pe vestitul Xenocrat, care dormea cu o femeie desfrânată și nu-i venea nici de cum în minte că era o femeie aproape de dânsul. Apoi au fugit de lăcomie și de împuținare și numai măsura cea dreaptă o păzeau, iar necâștigarea atât de mult au iubit-o, încât au covârșit pe Antistene, pe Pitagora și pe Cratis, încât pe cele cinstite și lăudate ale acelora le-au arătat ca pe niște jucării de copil, căci foarte mult au defăimat câștigarea de bani și de alte lucruri. Trufia și înălțarea cu totul le-au urât, iar mândria și trecerea cu vederea au pierdut-o prin cuvioșie. Cât despre înțelepciunea pe care o aveau, nu este de trebuință să mai scriem, căci toată viața lor era o cugetare și dorire necontenită, ziua și noaptea, ca să câștige filozofia cea cerească și adevărată mai mult decât pe cea pământească. Însă se sârguiau a o câștiga și pe aceasta ca să ajute bisericii noastre să dezrădăcineze neghinele din grâu, să curețe și să lămurească dogmele Sfintei Credințe și să apere pe credincioși de năvălirile ereticilor. Se sârguiau mai mult ca să întreacă pe filozofii cei vechi și s-a și făcut astfel prin multa lor osteneală și prin dumnezeiescul ajutor, după cum se arată din scrierile lor. Într-un meșteșugul gramaticii erau neîntrecuți, ca și în măsurile științei, poeziei, în mulțimea istoriilor și frumoasa grăire de cele politice. Buna rânduială a retoricii și frumusețea vorbirii au ales-o și minciuna au lepădat-o. Filozofia cea năravnică au deprins-o atât de mult din dogme, încât i-au întrecut pe toți. Tot astfel și în celelalte științe s-au deprins, încât au întrecut pe toți din destul, în aritmetică, în geometrie, în muzică și în astronomie, încât s-au făcut dascăl și filozofi desăvârșiți. O înfrânare ca aceasta și întreaga lor înțelepciune văzând-o dascălul Sfântului Vasile, anume Eubul, om prea înțelept și mai bun decât toți filozofii cei din Atena, se minuna uimindu-se. Iar Vasile, vrând să-l vâneze și să-l aducă la cunoștința de Dumnezeu, apoi un dar neprețuit ca acesta să-i dăruiască pentru osteneala lui, l-a aflat odată înaintea cetății, vorbind cu ceilalți filozofi și întrebându-se despre filozofie, căci astfel de obicei aveau între ei ca ori să grăiască, ori să audă ceva nou. Și întrebându-se Eubul cu filozofii pentru un cuvânt, a venit Vasile și îndată a dezlegat acel sofism și l-a deslușit. Apoi ziceau ceilalți, cine este cel care a deslușit cuvântul filozofului? Răspunsa Eubul zicând, ori Dumnezeu, ori Vasile. Și văzând Eubul pe Vasile, a lăsat pe prietenii și pe ucenicii săi, iar el a șezut cu Vasile și au petrecut 3 zile în vorbă, întrebându-se de filozofie. Drept aceea, a întrebat Eubul pe Vasile, care este firea filozofiei? Iar el a răspuns, firea filozofiei este pomenirea morții. După aceasta a grăit și despre lume zicând, deși sunt dulci cuvintele cele lumești, însă amară este lumea pentru cel ce se ține de ea cu iubire și patimă. Și alta este slava cea trupească și alta a firii cele fără de trup. Și nu este cu putință ca cineva să se îndulcească de amândouă, pentru că nimeni nu poate să slujească la 2 stăpâni. Însă, pe cât poruncește puterea bunătății, să împărțim la cei flămânzi pâinea înțelegerii. Și pe cei ce s-au lipsit, pentru răutatea lor, de acoperământul faptei bune, pe aceea să-i aducem sub acoperământul lucrurilor celor bune. Căci pe care îl vedem gol, îl îmbrăcăm și nu defăimăm trupul nostru. Sunt la noi, o Eubule, nu chipuri, nici ghigituri, ci singur adevărul povățuindu-ne spre mântuire. Pentru că vom învia toți, unii spre viața veșnică, iar alții spre munca și rușinarea veșnică.
și vom sta toți înaintea judecății lui Hristos, precum ne învață mari glăsuitori proroci: Isaia, Ieremia, Daniel, David și dumnezeiescul apostol Pavel. După aceștia, chiar dătătorul pocăinței și răsplătitorul nostru, Domnul, care a căutat oaia cea pierdută, iar pe fiul cel risipitor, care cu pocăință s-a întors, cuprinzându-l cu dragoste, l-a sărutat, cu haină luminată și cu inel l-a împodobit și l-a ospătat. Acela dă asemenea răsplătire celor ce vin în ceasul al 11-lea, ca și celor ce au purtat greutatea și zăduful zilei. Acela, pocăindu-ne noi și nescându-ne din apă și din duh, ne dă cele ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Vasile, grăind acestea, Eubul a strigat: O, Vasile, arătătorule de cele cerești, prin tine cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul la toate, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Acesta este semnul credinței mele în Dumnezeu. Toată averea ce o am, în mâinile tale o dau și cealaltă vreme a vieții mele cu tine o voi petrece, căci doresc nașterea din apă și din duh. Iar Vasile i-a zis: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru de acum și până în veac, Cel ce a luminat mintea ta cu lumina adevărului, Eubule, și din rătăcirea cea mare te-a adus la cunoștința milostivirii sale. Iar de vei voi, precum zici, ca să petreci cu mine, îți voi spune în ce chip să ne îngrijim de mântuirea noastră și să ne izbăvim din cursele vieții celei de aici, să vindem toate averile și să le împărțim săracilor. După aceea, să mergem în Sfânta Cetate ca să vedem minunile ce sunt acolo și îndrăznirea către Dumnezeu acolo vom câștiga. Astfel, toate bine împărțindu-le celor ce aveau trebuință și cumpărându-și hainele cele albe pentru Sfântul Botez, s-au dus la Ierusalim și au întors în cale pe mulți la adevărata credință. Și mergând în Antiohia, au intrat la o gazdă, iar fiul gazdei, Filoxen, ședea înaintea ușii fiind supărat. Și acela era ucenic al lui Libaniu sofistul, de la care luând niște stihuri de ale lui Homer ca să le prefacă în vorbă retoricească, nu putea și nepricepere fiind se necăjea foarte. Pe acesta, văzându-l Vasile necăjit, l-a întrebat: Pentru ce ești necăjit, tinere? Iar Filoxena a zis: Oare dacă îți voi arăta pricina mâhnirii mele, ce folos îmi va fi de la tine într-o aceasta? Iar Vasile, făgăduindu-i că nu în zadar îi va fi aceea ce va arăta lui, tânărul i-a spus despre sofist și despre stihurile acelea și că aceea este pricina întristării lui, de vreme ce nu se pricepe ca să alcătuiască stihurile. Iar Vasile, luând stihurile, a început a le tâlcui, alcătuindu-le în vorbă simplă în trei feluri. Atunci tânărul, mirându-se și înveselindu-se, l-a rugat să-i scrie tălmăcirea. Drept aceea, Vasile a scris tălcuirea acelor stihuri ale lui Homer în trei feluri, pe care luându-le tânărul, cu bucurie a mers dimineața la Libaniu, dascălul său, ducându-i acea alcătuire a stihurilor. Iar el, citind-o, s-a mirat și a zis: Vă jur pe dumnezeiasca rânduială că nu se află cineva din înțelepții de acum care să-ți spună o asemenea tâlcuire. Deci cine ți-a scris aceasta, Filoxene? Iar tânărul i-a spus: Este un străin în casa mea care, fără o stenală, de grabă a tâlcuit aceasta. Libaniu îndată a alergat cu sârguință la gazdă ca să vadă pe străinul acela. Și văzând pe Vasile și pe Eubul, s-a mirat de venirea lor neașteptată și s-a bucurat de dânsii. Deci i-a rugat să vină și să găzduiască în casa lui, iar ei venind, Libaniu le-a pus înainte masă cu multe feluri de bucate. Iar ei, după obiceiul lor, gustând puțină pâine și apă cu măsură, au mulțumit lui Dumnezeu dătătorul de toate bunătățile. Și a început Libaniu a le pune întrebări sofiste, iar ei împotrivă îi aduceau cuvântul credinței. Iar Libaniu, cunoscând puterea cuvintelor, zicea că n-a venit încă vreme de o scăldătoare ca aceea, iar dacă rânduiala lui Dumnezeu va porunci, apoi cine poate să se împotrivească? Însă mult mă vei îndatora. O, Vasile, dacă unele ca acestea vei binevoi a le grăi spre folosul ucenicilor care sunt la mine. Și de grabă ucenicii lui Libaniu fiind adunați, a început Vasile a învăța: Să aveți curăție sufletească, nepătimire trupească, pășire blândă, grai cumpănit, cuvânt cu bună rânduială, hrană și băutură măsurată,
înaintea celor mai mari tăcere, înaintea celor mai înțelepți luare aminte, la cei mai bătrâni supunere. Să aveți spre cei asemenea cu voi și spre cei mai mici dragoste nefățarnică. De cei răi, pătimași și bitori de trup să vă depărtați. Puțin să grăiți, iar mai mult să înțelegeți. Să nu fiți fără de socoteală în cuvânt, să nu prisosiți cu vorba, să nu fiți îndrăzneți la râs. Cu sfiala să vă împodobiți și cu femeile cele necurate să nu vorbiți. Să aveți în jos privirea, iar sufletul sus, să fugiți de cuvintele cele împotrivă, dregătorie descălească să nu doriți. Cinstea acestei lumi într-un nimic s-o socotiți. Iar de-ar face cineva vreun bine spre folosul altora, de la Dumnezeu plata s-o aștepte și veșnica răsplătire de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Acestea zicându-le Vasile către ucenicii lui Libaniu și ei ascultând nu fără de mirare, iarăși a plecat cu Eubul în cale. Iar după ce au sosit în Ierusalim, toate sfintele locuri cu credință și cu dragoste înconjurându-le și întrânsele închinându-se lui Dumnezeu care este peste tot, ei s-au arătat episcopului acelei cetăți cu numele Maxim și l-au rugat ca să-i boteze în Iordan. Episcopul, văzându-i plin de credință, a făcut după dorința lor și luând clerul său a mers cu Vasile și cu Eubul la Iordan, iar când era pe mal, Vasile a căzut la pământ și cu lacrimi și glas s-a rugat la Dumnezeu ca să fie vreun semn al credinței lui. Deci tremurând, s-a sculat și s-a dezbrăcat de hainele sale, odată cu care și pe omul cel vechi l-a lepădat și intrând în apă, se ruga. Iar când s-a apropiat arhiereul să-l boteze, iată, s-a pogorât un fulger de foc spre ei și ieșind un porumbel din fulgerul acela, s-a pogorât în Iordan și tulburând apa, a zburat la cer. Iar cei ce stăteau pe mal, văzând aceea, s-au cutremurat și au premărit pe Dumnezeu. Și fiind botezat Vasile, a ieșit din apă și mirându-se episcopul de dragostea ce avea către Dumnezeu, l-a îmbrăcat în haina învierii lui Hristos, rugându-se. Apoi a botezat și pe Eubul, i-a uns pe ei cu mir și i-a împărtășit cu dumnezeștile taine. Și întorcându-se în sfânta cetate, au petrecut întrânsa un an. După aceasta s-au dus în Antiohia, unde Meletie arhiepiscopul a hirotonit pe Vasile Diacon și acolo a tâlcuit pildele lui Solomon. Iar nu după multă vreme s-a dus cu Eubul în patria sa, Capadocia, apropiindu-se de cetatea Cezareei. Și s-a descoperit într-o vedenie de noapte lui Leontie, arhiepiscopul Cezareei, despre venirea lor și că Vasile o să fie în vremea sa arhiepiscop al acelei cetăți. Deci dimineața, chemând arhiepiscopul pe arhidiaconul său și pe unii din clericii cei cinstiți, i-a trimis la porțile cetății dinspre răsărit, poruncindu-le ca pe cei doi străini ce-i vor întâmpina să-i aducă la dânsul cu cinste. Iar ei ducându-se și întâmpinând pe Vasile și pe Eubul, pe când intrau în cetate, i-au adus la arhiepiscop. Iar el văzându-i pe dânsii, s-a mirat că pe unii ca aceștia îi văzuse în vedenie și a preamărit pe Dumnezeu. Apoi i-a întrebat arhiepiscopul de unde vin și cum se numesc. Și înștiințându-se despre numele lor, a poruncit să-i aducă la masă și să-i ospăteze. După aceea, chemând clerul său și bărbații aleși din cetate, le-a spus toate cele ce s-au vestit lui despre Vasile în vedenie de la Dumnezeu. Atunci clerul cu un glas a zis: de vreme ce pentru cinstita ta viață ți-a arătat Dumnezeu pe moștenitorul scaunului tău, se cade să faci cu dânsul precum îți este plăcerea, căci cu adevărat vrednic este omul pe care judecățile lui Dumnezeu îl descoperă. Și a chemat arhiepiscopul pe Vasile și pe Eubul și a început a vorbi cu ei din scripturi, vrând ca să afle priceperea lor. Și auzindu-i, s-a mirat de noianul înțelepciunii ce se afla întrânsii, apoi ținându-i la sine, îi cinstea după vrednicie. Iar petrecând Vasile în Cezareea, avea același fel de viață precum a văzut mai înainte la mulți cuvioși, pe când a înconjurat Egiptul, Palestina, Siria și Mesopotamia, căutând pe Eustatie filozoful și cercetând între acele părți pe părinții cei nevoitori, le urma bine cu chipul și cu viața monahicească. După aceasta a fost hirotonit prezbiter de Ermogen, episcopul Cezareei, care a fost după Leontie și era povățuitorul monahilor în Cezareea. Iar murind Ermogen arhiepiscopul, era cerut în scaun Sfântul Vasile ca un vrednic și de Dumnezeu mai înainte însemnat. Dar fugind de cinste, s-a ascuns și a fost ridicat la arhiepiscopie Eusebiu, bărbat bun la obiceiuri cu adevărat,
dar puțin învățat și într-o înțelepciune a cărții neiscusit. Deci acela știind pe Vasile că era de toți foarte cinstit și lăudat ca un mai înțelept filozof și cu viața sfântă, a început ca un om neputincios a fi biruit de zavistie și se arăta răuvoitor lui Vasile. Acest lucru înțelegându-l Sfântul Vasile, nevrând să fie pricinuitor de zavistie, s-a dus în pustia Pontului, unde a chemat prin scrisori și pe prietenul său, pe Sfântul Grigorie de Nazianz. Acolo, adunând cu dânsul mulțime de monahi, a făcut rânduială de viață monahală, fiind luminat de Duhul Sfânt, și petrecea viața îngerească pe pământ. Deci le ajuta lor la o viață ca aceea și fericita Emilia, maica lui Vasile, petrecând nu departe de ei, de cealaltă parte de râu, în sat, și de hrana lor îngrijindu-se, căci rămânând văduvă, toată sârguința o avea ca să placă lui Dumnezeu. Iar venind de vremea, Vasile și Grigorie au ieșit din pustie, siliți fiind de trebuința Sfintei Biserici, care atunci era tulburată de eretici. Pentru că pe Grigorie l-a luat la sine tatăl său Grigorie spre ajutorul drept credincioșilor în cetatea Nazianzului, fiind bătrân și neputând să se lupte acum cu lupii. Iar Vasile, împăcându-se cu Eusebiu, arhiepiscopul Cezareei, acesta prin scrisoare l-a rugat să se întoarcă la dânsul și să ajute bisericii care lupta contra arienilor. Văzând fericitul Vasile o primejdie ca aceea Sfinte Biserici și cinstind mai mult trebuința cea de obște decât viața puznicească, a lăsat singurătatea și a venit în Cezareea, unde foarte mult a lucrat cu cuvântul și cu scrisul, curățind credința cea dreaptă de resuri. Apoi arhiepiscopul Eusebiu s-a pristăvit pe brațele lui Vasile, dându-și sufletul său lui Dumnezeu. Iar după dânsul, lucrând Sfântul Duh, marele Vasile, chiar nevrând a fi ridicat în scaun, a fost sfințit de mulți episcopi, între care era și bătrânul Grigorie, tatălui Grigorie de Nazianz. Acela fiind neputincios și obosit de bătrânețe, a poruncit să-l ducă pe Vasile în Cezareea și să-l silească pe el la arhiepiscopie, ca nu cumva arienii să ridice pe vreunul dintre ei lor în scaunul acela. Deci Vasile ocrâmuia bine Biserica lui Hristos, iar pe Petru, fratele său, cel după trup, l-a sfințit prezbiter, ca să-i ajute la ostenile bisericești, iar mai târziu l-a pus episcop în cetatea Sevastiei. În același timp și mama sa, fericita Emilia, după o viață de mai bine de 90 de ani, și-a dat sufletul Domnului. Ea a mai avut încă un fiu pe Grigorie, episcopul Nisei, și pe Petru, pe care l-am pomenit, precum și o fiică, Macrina Fecioara, întâia născută și ceilalți fii crescuți într-un mari fapte bune. Iar după un timp oarecare, fericitul Vasile a cerut de la Dumnezeu să-i se dea darul înțelepciunii, așa încât cu ale sale cuvinte curate să poată săvârși slujba cea fără de sânge și să vie spre el Duhul Sfânt. Iar după 6 zile, adică în ziua a 7-a, pogorându-se Duhul Sfânt, a început a liturghisi și a săvârși în toate zilele jertfa cea fără de sânge. Și după ce a trecut câteva vreme, cu credință și cu rugăciune a început a scrie cu a sa mână tainele Sfintei Slujbe. Și în acea noapte i s-a arătat Domnul în vedenie cu apostolii, făcând înainte punerea pâinii și a paharului la Sfântul Jertfelnic. Și sculând pe Vasile i-a zis: după a ta cerere, să se umple gura ta de laudă, ca adică cu ale tale curate cuvinte să aduci slujba cea fără de sânge. Iar el s-a sculat tremurând, neputând să privească cu ochii la arătarea Domnului cea prea luminoasă. Iar după vedenia aceea, a mers în biserică și, apropiindu-se de Sfântul Altar, a început a grăi și a scrie pe hârtie, în limba grecească, astfel: să se umple gura mea de laudă ca să cânt slava ta, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ne-ai zidit pe noi și ne-ai adus în viața aceasta, rostind apoi și celelalte rugăciuni ale Sfintei Liturghii. Iar după sfârșitul rugăciunilor a ridicat pâinea, rugându-se cu dinadinsul și zicând: ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt lăcașul tău și de pe scaunul slavei împărăției tale, și vină ca să ne sfințești pe noi, cel ce șezi sus, împreună cu Tatăl, și aici cu noi nevăzut petreci. Învrednicește-ne cu puternică mâna ta, ca să ni se dea preacuratul tău trup și cinstitul tău sânge și nouă tuturor popoarelor. Arhiereul, săvârșindu-le pe acestea, Eubul cu cei mai întâi clerici, au văzut o lumină cerească luminând altarul și pe arhiereu, și niște bărbați prealuminați în veșminte albe, înconjurând pe acel mare arhiereu. Văzând aceasta, s-au înspăimântat foarte tare și au vărsat lacrimile udând pe Dumnezeu.
În vremea aceea, Marele Vasile, chemând un argintar, i-a poruncit ca din aur curat să facă o pasăre în chipul porumbelului ce s-a arătat deasupra Iordanului, spre păzirea dumnezeștilor taine și l-a așezat deasupra Sfintei Mese. Altădată, săvârșind Sfântul Dumnezească slujbă, un evreu prefăcându-se creștin, când se iscodească despre Sfintele Taine, s-a lipit de cei credincioși și a intrat în biserică. Acolo a văzut pe Sfântul Vasile că avea în mâinile sale un prunc pe care îl sfărâma. Și împărtășindu-se credincioșii din mâinile Sfântului, a venit și evreul. Și a dat arhiereul, ca și celorlalți creștini, o parte din Sfintele Daruri pe care, luând-o evreul în mâini, a văzut că era adevărată carne. După aceea, apropiindu-se de pahar, a văzut că era sânge adevărat în el. Deci a păstrat rămășițele Sfintei Împărtășanii și, mergând acasă, le-a arătat femeii sale și a spus despre tot ce a văzut cu ochii săi. Apoi, crezând cu adevărat că înfricoșată și prea înaltă este taina creștinească, a doua zi a mers la fericitul Vasile, rugându-l să-i dea Sfântul Botez. Iar Vasile, dând mulțumire lui Dumnezeu, nu a întârziat a boteza pe evreu împreună cu toată casa lui. Altădată, mergând undeva Sfântul, o femeie săracă, fiind nedreptățită de eparhul cetății, a căzut în cale la picioarele fericitului, rugându-l ca să scrie despre dânsa la acel boier, ca unul care avea multă trecere către dânsul. Iar Sfântul, luând o hârtie, a scris către boier astfel: S-a apropiat de mine această săracă femeie, care îți aduce scrisoarea mea, nădăjduind că mă iubești și are trecere cuvântul meu la tine. Deci m-a rugat ca să-ți scriu, să nu mai superi. De este adevărată nădăjduirea ei, arată cu lucrul și fă milă cu femeia aceasta. Așa scriind Sfântul, a dat hârtia femeii celei sărace, iar ea luând-o, a dus-o și a dat-o boierului, care, citind-o, a scris înapoi Sfântului: După scrisoarea ta, Părinte Sfinte, aș fi voit să fac milă acestei femei sărace, dar nu pot, de vreme ce se află sub dajdie. Iar Sfântul iarăși a scris către dânsul: Dacă ai voit și n-ai putut, bine, iar de ai putut și n-ai voit, atunci te va aduce Dumnezeu în starea celor ce au trebuință, ca atunci când vei voi să fii miluit, să nu poți fi. Acest lucru s-a și întâmplat, pentru că, nu după multă vreme, supărându-se împăratul pe acest eparh, căci auzea că face multe năpăstuiri, l-a aruncat în închisoare ca să despăgubească pe cei pe care năpăstuise. Iar eparhul a trimis din închisoare rugăminte la Sfântul Vasile ca să-l miluiască și să înduplece pe împărat prin mijlocirea sa. Și Vasile, grăbindu-se, a rugat pe împărat pentru dânsul și după 6 zile a venit poruncă pentru liberarea boierului de la închisoare. Iar eparhul, văzând milostivirea Sfântului către dânsul, a alergat la el spre a-i mulțumi, iar femeii săraci i-a dat îndoit din averile sale. Altădată era foamete atât de mare în eparhia Sfântului, încât mulți oameni au murit, din lipsă de hrană. Iar Sfântul, văzând pe boieri că țin grâul în hambare și nu-l dau săracilor, se mâhnea de învârtoșarea inimii acestora. Căci o altă neomenie mai mare decât aceasta nu este, ca într-o vreme ca aceea cei bogați să nu voiască a vinde grâul, ci să aștepte ca, vânzându-l mai scump, să adune mai mulți bani. Dar nu știu ticăloșii că cu cât așteaptă vreme mai multă să adune bani mai mulți și să strâmtoreze pe cei săraci, cu atât își înmulțesc asupra lor mânia lui Dumnezeu. Căci ce altceva este mai rău decât să păstreze grâul și să negustătorească strâmtorarea săracilor și să iubească scumpătatea, iar creștinii să se lipsească și să moară de foame? Cum să-i numească cineva pe aceștia creștini? Cum să-i numească oameni pe ei care sunt mai sălbatici decât fiarele? Că fiarele iubesc pe cele asemenea lor, iar aceștia nu se milostivesc spre cei de o seminție cu dânsii. Unii ca aceștia erau în vremea aceea boierii Cezareei. Însă Sfântul îi învăța în fiecare zi despre milostenie, îi sfătuia, îi ruga, le scria, le aducea aminte de iubirea de străini a lui Avraam, de primirea de străini a lui Lot, de istoria lui Iosif cel prea frumos, cum a hrănit pe egipteni și mai ales cuvintele acestea: Surpa voi hambarele mele și mai mari le voi zidi. Acestea făcându-le și zicându-le Sfântul, de-abia i-a înduplecat să-și deschidă hambarele. Atunci, urmând lui Hristos, care a spălat picioarele ucenicilor, slujea singur la împărțirea grâului, singur fierbea semințe, singur le împărțea săracilor hrana. Și așa făcând multe zile, a potolit primejdia foametei. În acea vreme, împăratul Iulian, prea necuratul și prea păgânul, vrând să ducă război asupra perșilor, a venit în părțile Cezarei Capadociei. Iar Sfântul Vasile, cunoscându-l de la Atena, căci învățase acolo împreună cu dânsul,
a luat poporul său și l-a întâmpinat, cinstindu-l ca pe un împărat. Și fiindcă nu avea alt dar să-i ducă, i-a adus 3 pâini de orz, dintre acelea care mânca sfântul. Căci așa ceruse împăratul să-i ducă dintre acelea din care mănâncă el. Deci, primind împăratul darul, a zis slujitorilor să-l răsplătească și să-i dea iarbă din livadă. Iar sfântul, văzând o necinste ca aceasta, a zis împăratului: Noi, împărate, ți-am adus dintre acelea care mâncăm, precum ai cerut, iar împărăția ta, precum se vede, ne-ai răsplătit darul dându-ne dintr-o acelea pe care le mănânci tu însuți. Auzind acestea, împăratul s-a mâniat foarte și a zis sfântului: Acum primește darul acesta și când mă voi întoarce din Persia biruitor, voi arde cetatea ta de tot și pe nebunul popor ce l-a măgit de tine îl voi robi, căci necinstește pe zeii cărora mă închin eu și atunci vei lua și tu cuvincioasa răsplătire. Astfel, înfricoșându-l păgânul împărat, s-a dus în Persia. Iar sfântul, întorcându-se în cetate și chemând de toată mulțimea poporului, mai întâi le-a spus îngrozirile împăratului, iar după aceea i-a sfătuit zicând: Să nu vă mâhniți, frații mei creștini, de banii voștri, ci numai de viața voastră să vă îngrijiți. Duceți-vă și aduceți banii voștri să-i adunăm într-un loc și când vom auzi că se întoarce împăratul, să-i punem grămezi în calea lui, căci văzându-i ca un iubitor de bani ce este, se va mlânzi și nu va face asupra noastră precum vorbește. Și ducându-se creștinii, au făcut precum le-a poruncit sfântul, au adus avuții nenumărate, aur, argint și pietre scumpe. Iar sfântul primindu-le, le-a pus în casa de vase, scriind deasupra numele fiecăruia, ca să se păstreze până când vor auzi despre întoarcerea împăratului. Și când a înțeles sfântul că se întoarce împăratul, a adunat mulțimea creștinilor împreună cu femeile și cu copiii și le-a poruncit să postească 3 zile. Apoi i-a suit în muntele Cezarei, care și acum se numește Didim, adică Geamăn, căci are 2 vârfuri, în care era și o biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Deci, rugându-se creștinii în biserica aceea cu inima zdrobită milostivului Dumnezeu și Preasfintei Maicii lui, ca să risipească sfatul păgânului împărat, sfântul a văzut, stând împreună cu poporul la rugăciune, mulțime de oaste cerească împrejurul muntelui, și în mijlocul lor a văzut o femeie șezând pe un scaun cu multă slavă și a zis către îngerii care stăteau împrejur: Chemați la mine pe Mercurie ca să se ducă să ucidă pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Deci s-a arătat sfântului Vasile, mucenicul Mercurie, îmbrăcat cu armele lui și luând voie de la femeia aceea care era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, s-a dus de grabă. După ce sfântul a văzut această vedenie, a luat îndată pe unii din clerici și s-a pogorât în cetate. Și era acolo biserica Sfântului Mercurie, în care se aflau moaștele lui, cinstindu-se de creștini. Căci Sfântul Mercurie a murit acolo în Cezarea, mai înainte cu 100 de ani în vremea împărăției lui Deciu și Valerian. Deci în biserica aceasta, intrând sfântul, s-a rugat înaintea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, lângă care era și chipul sfântului marelui mucenic Mercurie, cu suliță ca un ostaș. Iar Vasile se ruga ca acel păgân împărat, pierzătorul creștinilor, să nu se întoarcă viu de la război. Și a văzut chipul sfântului Mercurie, cel de lângă Preacurata Născătoare de Dumnezeu, schimbându-se și s-a făcut nevăzut acea închipuire a sfântului câteva vreme. Iar după puțin, s-a arătat cu sulița însângerată. Pentru că în vremea aceea, Iulian a fost însulițat la război de sfântul mucenic Mercurie, cel trimis de Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu, spre pierzarea vrăjmașului lui Dumnezeu. Atunci a cunoscut sfântul că acea vedenie a fost adevărată și îndată s-a suit în munte și a zis creștinilor: Bucurați-vă și vă veseliți astăzi, fraților, căci s-a auzit rugăciunea noastră și împăratul și-a luat cuvincioasa pedeapsă. Pentru aceasta, mulțumim lui Dumnezeu să mergem în cetate ca să-și ia fiecare din voi banii săi. Creștinii, auzind acestea, cu un cuget au strigat toți: Dacă am voit să-i dăm împăratului celui păgân, acum oare să nu-i dăruim împăratului cerului și al pământului, cel ce ne-a dăruit viața noastră? Iar sfântul, lăudându-le serguința lor, a poruncit să-și ia fiecare a 3-a parte din cele ce a dat, iar cu cealaltă avuție să zidească o casă de săraci și de străini, spital, casă de bătrâni și de sărmani. Sfântul Vasile avea și acest dar. Pe când slujea și înălța sfintele daruri, cunoștea că vine darul Sfântului Duh printr-un semn ca acesta. Porumbelul acela de aur, care era deasupra dumnezeștii mese, cea cu sfintele daruri,
mișcându-se de dumnezeiasca putere, de trei ori se clătina. Odată, slujind fericitul și înălțând sfintele, nu s-a făcut obișnuitul semn al porumbelului, care prin cea de trei ori mișcare însemna pogorârea Duhului Sfânt. Drept aceea, gândind Vasile ce este aceasta, a văzut un diacon din cei ce țineau ripidele făcând semn spre o femeie ce stătea înaintea altarului. Deci a poruncit ca să se depărteze diaconul acela de la Sfânta Masă și 7 zile i-a dat canon ca să postească și să se roage, și fără somn toată noaptea la rugăciune să petreacă, iar din averile lui să dea la săraci. Deci, dintre acea vreme, Sfântul Vasile a poruncit ca să fie în biserică înaintea altarului perdele și îngrădire pentru femei, ca să nu îndrăznească vreuna a privi în altar în vremea dumnezeieștii slujbe, iar aceia care ar îndrăzni să fie gonite din biserică și de Sfânta Împărtășire să se despartă. Între acea vreme, tulbura Biserica lui Hristos, Valens, împăratul cel orbit cu eresul arian, care pe mulți episcopi drept credincioși, izgonindu-i din scaunele lor, a ridicat pe arieni în locurile acelora, iar pe alții mici la suflet și fricoși, i-a silit ca să se învoiască cu eresul lui. Și se mânia și se tulbura văzând pe Sfântul Vasile pe scaunul său, fiindcă fără temere și în credința sa fiind nemișcat ca un stâlp și pe alții sprijinindu-i și sfătuindu-i să se depărteze de eresul arian ca de un lucru urât de Dumnezeu. Deci, străbătând împăratul stăpânirea sa și pe cei drept credincioși pretutindeni închinuindu-i mult, a mers la Antiohia și în Cezarea Capadociei, îngrijindu-se cu din adinsul să aducă pe Vasile la unirea ariană. Și a îndemnat pe voivozii săi, pe boieri și pe sfetnici cu rugăminte, cu făgăduințe și cu îngroziri, să sfătuiască pe Vasile spre a face voia lui. De aceea supărau foarte mult pe Sfântul cei de un gând cu împăratul, dar încă și femeile cele de neam mare și care aveau cunoștință cu împăratul, trimiteau pe eunucii lor la Sfântul, sfătuindu-l și îndemnându-l să vină la unirea gândului împărătesc. Dar nimic n-au sporit, pentru că n-au găsit un om slab la inimă, ci un om hotărât. După aceea, Modest, eparhul, cu mai multă îndrăjire s-a sculat asupra lui, deoarece, chemându-l la sine și neputând să-l plece cu momeli la credința împărătească, îl îngrozea cu mânie. Iar Sfântul, la îngrozirile lui, cu îndrăzneală a răspuns: averile mele voiești să le iei? Pe tine nu te vei îmbogăți, iar pe mine nu mă vei sărăci. Dar socotesc că aceste haine vechi ale mele și aceste puține cărți, în care este toată bogăția mea, nu-ți trebuiesc. De izgonire nu mă tem, pentru că al meu este tot pământul, sau mai bine să zic, al lui Dumnezeu. De chinuri nu mă îngrijesc, căci mă vor duce la doritul sfârșit, și cu acestea bine îmi vei face, căci mai degrabă mă vei trimite la Dumnezeul meu. Modest a zis: nimeni n-a vorbit cu mine cu așa îndrăzneală. Iar Sfântul i-a răspuns: căci nu ți s-a întâmplat să vorbești cu vreun episcop. Noi, întru celelalte, arătăm smerenie și blândețe, însă când cineva voiește să ia de la noi pe Dumnezeu și dreptatea lui, apoi nu ne îngrijim de nici unul. La sfârșit, Modest a zis: să te gândești până dimineață, căci la pierzare te voi da. Iar el a răspuns: eu dimineață același voi fi, însă voiesc ca și tu să fii neschimbat în cuvântul tău. Niște cuvinte îndrăznețe ca acestea ale Sfântului Vasile le-a spus Modest împăratului, iar el i-a poruncit ca să nu-l supere mai mult. Și sosind praznicul arătării Domnului, adică botezul, împăratul, ca și cum vrând să placă puțin lui Vasile, a intrat în biserica lui și, privind la buna podoabă și la rânduiala bisericii, la cântarea și la rugăciunea credincioșilor luând aminte, se uimea, căci n-a văzut niciodată între ale sale biserici ariene o rânduială și o bună podoabă ca aceea. Acolo, la vorba împăratului, apropiindu-se Sfântul Vasile, a grăit către el cuvinte dumnezeiești, iar nu omenești, pe care le-a auzit și Grigorii de Nazianz, fiindcă se întâmplase atunci acolo, care a și scris despre aceea. De atunci împăratul a început a fi mai bun către Vasile. Însă, ducându-se în Antiohia, iarăși s-a schimbat spre mânie împotriva lui Vasile, fiind învățat de oamenii cei răi și la clevetirea acestora plecându-se, a judecat să izgonească pe Vasile. Și când voia să-i scălească hotărârea, scaunul pe care ședea împăratul s-a mișcat, iar condeiul cu care voia să scrie i s-a stricat. A luat al doilea condei, dar și acela s-a stricat, la fel și al treilea, apoi mâna i-a tremurat și frica a căzut peste dânsul, iar el, cunoscând puterea lui Dumnezeu, a rupt hârtia. Dar vrăjmașii dreptei credințe, arienii, stăruiau la împărat ca să-i facă rău lui Vasile. Deci s-a trimis de împărat un senator, Anastasie, ca să aducă pe Vasile în Antiohia.
Și ajungând el în cetatea Cezareea și spunându-lui Vasile porunca împăratului, Sfântul a răspuns: Eu, fiule, mai înainte cu puține zile m-am înștiințat că împăratul, supunându-se sfatului nepricepuților oameni, trei condei a sfârmat, vrând să-i scălească hotărârea mea pentru surghiun și să întunece adevărul. Dar condeiele cele nesimțitoare au oprit pornirea lui, mai bine voind să se strice decât să slujească la nedrepta lui judecată. Și fiind adus în Antiohia, a stat înaintea judecății eparhului, care întrebându-l de ce nu se ține de credința împăratului, Sfântul Vasile a răspuns: Să nu fie aceea ca, abătându-mă de la dreapta credință creștinească, să urmez necurate învățături ariene, căci credința în Unul Dumnezeu am primit-o de la părinți spre a o slăvi. Iar judecătorul îl îngrozea cu moartea, însă el a răspuns: Să-mi fie mie ca pentru adevăr să pătimesc și din legăturile trupești să mă desleg, pentru că aceasta de multă vreme o doresc, dar voi să nu vă schimbați făgăduința voastră. Iar eparhul a vestit despre aceasta împăratului, spunându-i că bărbatul acela este mai presus de îngrozire, căci este neschimbată credința lui, nemișcată și neslăbită inima lui. Iar împăratul, umplându-se de mânie, se gândea cum ar putea să piardă pe Vasile. Într-o acea vreme, Galatie, fiul împăratului, s-a îmbolnăvit de o durere mare și de la doctor, deznădăjduindu-se, era aproape de moarte. Iar maica acelui, a venit de la împăratul, se certa cu dânsul zicând: Pentru că ai nedreaptă credință în Dumnezeu și faci rău arhiereului lui Dumnezeu, pentru aceea moare copilul. Auzind aceasta, Valens a chemat pe Vasile și a zis: Dacă sunt plăcute lui Dumnezeu dogmele credinței tale, să faci sănătos pe fiul meu cu rugăciunile tale. Răspuns a Sfântul: De te vei lipi, împărate, de credința cea dreaptă și vei dărui pace bisericilor, apoi fiul tău va fi viu. Iar împăratul, făgăduind să împlinească aceasta, îndată Sfântul Vasile, rugându-se lui Dumnezeu pentru viața fiului împăratului, l-a făcut sănătos. Apoi a liberat pe Vasile cu cinste la scaunul său, iar arienii, auzind și văzând acestea, cârteau în inimile lor, pline de zaviste și de răutate, și ziceau împăratului: Și noi putem să facem aceasta. Și iarăși au înșelat pe împăratul, încât le-a îngăduit și să-l boteze pe fiul său. Iar după ce arienii l-au botezat, îndată a murit în mâinile lor. Aceasta a văzut-o cu ochii săi cel mai suspomenit Anastasie și a spus-o fratelui lui Valens, împăratul Valentinian, care împărățea în Apus, anii 364-375. Iar el, mirându-se de o minune ca aceea, a preamărit pe Dumnezeu. Apoi Sfântului Vasile i-a trimis multă avere prin mâinile lui Anastasie, pe care Vasile, luând-o, a zidit spitale în eparhia sa, prin cetăți, și a odihnit mulțime de săraci și de neputincioși. Sfântul Grigorie de Nazians povestește că Sfântul Vasile a tămăduit și pe Modest eparhul, care era vrăjmaș Sfântului, pe când acela se îmbolnăvise foarte rău și căuta ajutor cu smerenie în boala sa la sfintele lui rugăciuni. Apoi, multă vreme trecând, a venit după Modest alt eparh în țara aceea, anume Eusebiu, rudenia împăratului. Și era în zilele acelea în Cezareea o văduvă tânără bogată și foarte frumoasă, anume Vestiana, fiica lui Arax, care era senator al mai marelui sfat. Pe acea văduvă, Eusebiu eparhul voia să o dea cu sila într-o însoțire a unui om cu boierie. Dar ea, fiind cu mintea întreagă și vrând să păzească curăția văduviei sale neprihănită, nu voia să se mărite după bărbat. Iar când a înțeles că vor să osilească la nuntă, a fugit la biserică și a alergat la Sfântul Vasile, arhiereului Dumnezeu. Iar el, primind-o spre apărare, nu voia să o dea oamenilor care veniseră după dânsa. Apoi a trimis-o în taină în mănăstirea de Fecioare, la sora sa, cuvioasa Macrina. Drept aceea eparhul, supărându-se pe Sfântul Vasile, a trimis pe ostașii săi să o ia cu sila din biserică pe acea văduvă. Dar negăsind-o, a poruncit să o caute în camera Sfântului, unde îngerii petreceau, căci eparhul, fiind de necurat, credea că Vasile o ține la dânsul pentru păcat. Dar negăsind-o nicăieri, a chemat pe Vasile la dânsul și l-a certat foarte aspru, voind a-l pune la grele chinuri ca să-i dea pe acea văduvă. Iar Sfântul Vasile se arăta gata la toate chinurile, zicând: De vei porunci să se zdrivească cu fiare trupul meu, îmi vei tămădui pântecele meu, căci mă vezi că sunt bolnav. În acel timp s-au înștiințat cetățenii despre cele ce se făceau și, ridicându-se cu toții, nu numai bărbații, ci și femeile, alergară cu arme și ciomege la curtea eparhului, voind a-l ucide pentru Sfântul Părinte, păstorul lor.
Și dacă Sfântul Vasile n-ar fi potolit poporul, l-ar fi ucis pe eparh, care văzând atâta tulburare în popor, s-a temut foarte mult și a eliberat pe Sfânt fără a-l supune la vreo pedeapsă. Eladie, cel ce a fost ucenic al marelui Vasile, însuși văzător a minunilor lui și urmaș al lui la moștenirea scaunului său, bărbat îmbunătățit și sfânt, a spus un lucru nemincinos ca acesta. Un boier drept credincios, anume Proterie, cercetând locurile sfinte, a gândit să dea pe fiica sa într-una din mănăstiri să slujească lui Dumnezeu. Dar diavolul, care de la început urăște binele, a împins pe o slugă a lui Proterie spre dorirea fiicei stăpânului său. Și văzând sluga că acest lucru este greu și neîndrăzind a zice ceva de aceea, simțindu-se nevrednic, a mers la un vrăjitor care locuia în acea cetate, căruia i-a spus toată dorința sa și i-a făgăduit să-i dea mult aur dacă va face cu farmecele sale să ia de soție pe fiica stăpânului său. La început, vrăjitorul n-a voit, apoi mai pe urmă a zis: de vei voi, te voi trimite la stăpânul meu diavolul și el îți va ajuta la aceasta dacă vei face și tu voia lui. Iar acel ticălos rob a zis: făgăduiesc că voi face tot ce-mi va porunci. Fermecătorul a zis: te vei lepăda de Hristos al tău și vei da scrisoare pentru aceasta? Iar el a zis: gata sunt, numai să-mi câștig dorința mea. Vrăjitorul a răspuns: de făgăduiești așa, apoi și eu îți voi fi de ajutor. Și luând o hârtie, a scris diavolului astfel: de vreme ce mi se cade a mă sârgui stăpâne al meu ca să mă lepăd de creștinească credință și să vin spre a ta stăpânire, într-o înmulțire a părții tale, iată trimite la tine acum pe tânărul care va aduce scrisoarea mea, fiindcă este aprins de dor către o fecioară. Și te rog să-i dai ajutor și să-și câștige dorința sa, ca și eu într-o aceasta să mă preamăresc și cu mai mare sârguință să câștig pe mulți care îți vor fi plăcuți. O scrisoare ca aceasta, scriind către diavol, a dat-o acelui tânăr și l-a trimis zicându-i: să mergi în această ora nopții și să stai la mormintele păgâne, să ridici hârtia în văzduh și îți vor sta de față cei ce te vor duce la diavolul. Iar el, ticălosul, de grabă s-a dus și, ajungând la morminte, a început a chema pe diavol în ajutor. Și îndată duhurile viclene s-au arătat în fața lui și cu bucurie au dus pe cel înșelat la săpânul lor, pe care, văzându-l că ședea pe scaun înalt și înconjurat de duhuri viclene, i-a dat scrisoarea de la vrăjitor și, luând-o, diavolul a zis către tânăr: crezi în mine? Iar el a zis: cred. Și diavolul i-a zis: te lepezi de Hristos al tău? Iar ticălosul a zis: mă lepăd. Satana i-a zis: de multe ori mă înșelați voi creștinii, căci atunci când vă trebuie ajutorul meu, veniți la mine, iar după ce vă împliniți dorința voastră, iarăși vă lepădați de mine și vă apropiați de Hristos al vostru. Iar el, ca un bun și iubitor de oameni, vă primește. Voiesc să-mi faci zapis, cum că te lepezi de bunăvoie de Hristos și de botez, și făgăduiești ca să fii al meu în veci, să rabzi cu mine veșnica muncă în ziua judecății, și așa eu îndată voi împlini dorința ta. Iar tânărul a scris precum diavolul a voit. Atunci balaurul pierzător de suflete a trimis pe diavolul desfrânării și a aprins pe fecioara aceea de nesățioasă dragoste către acest tânăr, încât neputând răbda patima trupească, a căzut la pământ rugându-se de tatăl său: miluiește-mă, miluiește-mă pe mine, fiica ta, și mă dă ca soția celui tânăr al nostru, pe care l-am iubit foarte mult, iar de nu vei face aceasta unicii tale fiice, apoi cu amară moarte de grabă mă vei vedea moartă și vei da seamă pentru mine în ziua judecății. Auzind aceasta, tatăl s-a înspăimântat și se tânguia zicând: vai mie, păcătosul, cum s-a întâmplat aceasta fiicei mele? Cine mi-a furat comoara? Cine a amăgit pe fiica mea? Cine mi-a întunecat lumina ochilor mei? Eu pe tine, fiica mea, voiam să te logodesc cu mirele ceresc, ca să fii viețuitoare împreună cu îngerii și ca totdeauna să preamărești pe Dumnezeu în psalmi și în cântări duhovnicești, și prin tine nădăjduiam ca și eu să fiu mântuit. Iar tu fără rușine îmi vorbești pentru unirea nunții. Să nu mă pogori cu mâhnire în iad, să nu-ți rușinezi neamul tău cel bun însoțindu-te cu o slugă. Iar ea într-un nimic nu socotea cuvintele tatălui său, zicând într-una: de nu vei face după dorința mea, atunci singură mă voi ucide. Iar tatăl ei, nepricepând ce să facă, după sfatul rudelor și al prietenilor săi, a lăsat ca mai bine să fie voia ei decât să o piardă. Deci, chemând pe sluga lui, i-a dat de soție pe fiica sa și avere multă. Apoi a zis către dânsa: mergi, fiică ticăloasă și pătimașă după bărbat, însă mi se pare că mult te vei căi pe urmă și nu-ți va fi de niciun folos. Și săvârșindu-se nedreapta însoțire și diavolească lucrare împlinindu-se,
După câteva vreme, au observat și alții că acel tânăr nu intră în biserică și cu sfintele taine nu se împărtășește. De aceea au spus ticăloasei sale soții zicându-i: nu știi că bărbatul tău pe care l-ai ales nu este creștin, ci străin de credința lui Hristos? Iar ea, auzind aceasta, s-a umplut de mâhnire și, aruncându-se la pământ, a început să-și lovească obrazul și să-și bată pieptul cu pumnii strigând: nimeni, neascultând de părinții săi, nu s-a mântuit vreodată. Cine va spune rușinea tatălui meu? Vai mie, ticăloasa, în câtă pierzare am căzut astăzi! De ce m-am născut? Și născându-mă, de ce n-am pierit? Astfel, tânguindu-se ea, a auzit bărbatul ei și a alergat la dânsa, întrebându-o despre pricina tânguirii. Și cunoscând lucrul, dânsul a început a o mângâia, zicând că nu sunt adevărate cele despre dânsul și spunea că este creștin. La cuvintele lui, puțin mângâietoare, dânsa a zis: de vei voi să mă încredințezi cu adevărat, iar ticălosul meu suflet să fie fără grijă, să mergi dimineață cu mine în biserică și înaintea mea să te împărtășești cu sfintele taine și atunci te voi crede. Iar ticălosul ei bărbat, văzând că nu poate tăinui acel lucru, a fost nevoit a spune toate cele petrecute și cum s-a dat diavolului. Iar ea, căpătând curaj și scuturându-se de slăbiciunea femeiască, a alergat la Sfântul Vasile și a strigat: miluiește-mă, ucenicea lui Hristos, miluiește-mă pe mine, care n-am ascultat pe părintele meu și diavolescului sfat m-am supus. Și a povestit toate cele petrecute cu bărbatul său, iar Sfântul chemându-l l-a întrebat dacă sunt adevărate toate cele spuse despre dânsul de femeia sa. Iar el, cu lacrimi în ochi, a răspuns: cu adevărat, Sfintea lui Dumnezeu, așa este, că de voi tăcea, faptele mele vor striga. Și a povestit cum s-a dat diavolilor, iar Sfântul a zis: voiești să te întorci iarăși la Dumnezeul nostru Iisus Hristos? Tânărul a răspuns: da, voiesc, dar nu pot. Și Vasile l-a întrebat pentru ce nu poate, iar tânărul i-a răspuns: pentru că m-am lepădat de Hristos și diavolului m-am încredințat cu zapis. Iar Vasile a zis: nu te mâhni de aceasta, căci Dumnezeu este iubitor de oameni și primește pe cei ce se pocăiesc. Atunci femeia lui, aruncându-se la picioarele Sfântului, îl ruga zicându-i: ucenicea lui Hristos, cât poți, ajută-ne nouă! Iar Sfântul a grăit către tânăr: dar crezi că te vei mântui? Iar el a zis: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Și luându-l Sfântul de mână, a făcut pe dânsul semnul Sfintei Cruci și l-a închis la un loc, înăuntrul Sfintelor Ogrăzi, apoi i-a poruncit ca neîncetat să se roage lui Dumnezeu. Și singur a petrecut acolo 3 zile, rugându-se lui Dumnezeu, după care Sfântul, cercetându-l, l-a întrebat: cum te afli, fiule? Tânărul a răspuns: într-o mare primejdie mă aflu, stăpâne, nu pot răbda chiotul diavolesc, înfricoșerile, săgetăturile și lovirea pietrelor, pentru că, ținându-mi zapisul, mă ocărăsc zicându-mi: tu ai venit la noi, iar nu noi la tine. Sfântul i-a zis: nu te teme, fiule, ci numai să crezi. Și dându-i puțină hrană, l-a însemnat cu semnul crucii și iarăși l-a închis. După puține zile, cercetându-l din nou, i-a zis: cum te afli, fiule? Iar tânărul a răspuns: de departe aud îngrozirile și chiotul, iar pe dânsii nu-i văd. Apoi, dându-i puțină mâncare și rugându-se pentru dânsul, l-a închis din nou și s-a dus. După aceasta, la 40 de zile a venit din nou la dânsul și l-a întrebat: cum te afli, fiule? Iar el a răspuns: acum sunt bine, Sfinte Părinte, pentru că te-am văzut pe tine în vis, luptându-te pentru mine și biruind pe diavolul. Deci Sfântul, făcând rugăciuni, l-a scos din închisoare și l-a dus în chilia sa. Iar a doua zi a chemat tot clerul bisericesc, pe monahi și pe tot poporul, cel iubitor de Hristos, și le-a zis: să preamărim, fraților, pe iubitor de oameni Dumnezeu, că iată, bunul păstor voiește să ia pe umeri oaia cea pierdută și să o aducă în biserică. Deci se cade să ne rugăm în această noapte bunătății lui, ca să biruiască și să rușineze pe vrăjmașul sufletelor noastre. Atunci s-a adunat poporul în biserică și a făcut rugăciuni de toată noaptea pentru tânărul ce se pocăia, strigând: Doamne, miluiește! Iar făcându-se ziua, Vasile a luat pe tânăr de mână și l-a dus cu tot poporul în biserică, cântând psalmi și laude. Și iată, diavolul, fără rușine, a venit pe nevăzute cu toată puterea sa pierzătoare, vrând să răpească pe tânăr din mâinile Sfântului. Iar tânărul a început a striga: Sfintea lui Dumnezeu, ajută-mă! Diavolul tăbărâse asupra tânărului cu atâta îndrăzneală și nerușinare, încât și pe Sfântul Vasile îl zgâria, trăgând la dânsul pe tânăr. Întorcându-se fericitul, a zis către diavol:
Nerușinatule, pierzător de suflete, începător al întunericului și al pierzării, oare nu-ți ajunge a ta pierzare pe care ai adus-o ție și celor ai tăi? Nu încetezi a prigoni zidirea Dumnezeului meu? Iar diavolul a strigat către dânsul: mă nedreptățești, Vasile! Și acest glas diavolesc l-a auzit mulți, iar arhiereul a zis: să te certe pe tine, domnul diavole! Iar diavolul iarăși a zis către dânsul: Vasile, mă nedreptățești! Că nu eu am mers la dânsul, ci el la mine, și s-a lepădat de Hristos al tău, dându-mi zapisul pe care îl am în mâinile mele, iar în ziua judecății îl voi aduce înaintea judecătorului celui de obște. Iar Vasile a zis: bine este cuvântat Domnul Dumnezeul meu, că nu-și va lăsa poporul mâinile în jos, rugându-se până nu vei da zapisul. Și întorcându-se sfântul către popor, a zis: înălțați mâinile voastre în sus și strigați: Doamne, miluiește! Poporul, înălțând mâinile spre cer, a strigat cu lacrimi multă vreme: Doamne, miluiește! Și iată, a venit zapisul tânărului acela, purtat prin văzduh, văzându-l toți, și s-a dat fericitului Vasile în mâini. Iar sfântul, luând zapisul, s-a bucurat și a dat mulțumire lui Dumnezeu, apoi, înaintea tuturor, a zis către tânăr: cunoști, frate, zapisul acesta? Tânărul a răspuns: da, sfintea lui Dumnezeu, este al meu, că l-am scris singur cu mâna mea. Și marele Vasile l-a rupt îndată bucăți înaintea tuturor și l-a ars. Apoi, ducând pe tânăr în biserică, l-a împărtășit cu dumnezeștile taine și pe popor l-a ospătat din belșug. Iar pe tânăr, mult învățându-l și dându-i canonul cel cuvincios, l-a încredințat femeii lui, care cu negrăit glas slăvea și mulțumea lui Dumnezeu. Același bărbat vrednic de credință, Eladie, povestea și aceasta despre sfântul Vasile. Într-una din zile, cuviosul nostru părinte Vasile, fiind luminat de darul lui Dumnezeu, a zis către clerul său: veniți, fiilor, după mine, să vedem împreună slava lui Dumnezeu și să preamărim pe stăpânul nostru. Și a ieșit afară din cetate, neștiind nimeni unde voiește să meargă. Iar un prezbiter, cu numele Anastasie, care viețuia într-un sat, avea de soție o femeie cu numele Teognia, cu care a trăit 40 de ani în feciorie. Și era socotită Teognia de către mulți că este neroditoare, pentru că nimeni nu știa curăția fecioriei lor, cea păzită în taină. Și Anastasie avea Duhul lui Dumnezeu pentru sfânta sa viață și era bărbat înainte văzător. Căci într-o acea vreme, văzând mai înainte cu Duhul că Vasile are să-l cerceteze, a zis către femeia sa, Teognia: eu mă voi duce la câmp să lucrez pământul, iar tu, Doamnă, sora mea, să împodobești casa și la 9 ceasuri din zi să aprinzi lumânări și să ieși în întâmpinarea Sfântului Vasile, arhiepiscopul, pentru că vine să ne cerceteze pe noi păcătoșii. Iar ea, mirându-se de cuvintele bărbatului său, a îndeplinit porunca. Și fiind Sfântul Vasile nu departe de casa lui Anastasie, l-a întâmpinat Teognia și i s-a închinat. Iar Vasile a zis: cum te afli, doamnă Teognia? Și ea, auzind că o cheamă pe nume, s-a înspăimântat și a răspuns: sunt sănătoasă, stăpâne sfinte. Fericitul i-a zis: unde este domnul Anastasie, fratele tău? I-a răspuns: nu mi este frate, ci bărbat, și s-a dus la câmp să lucreze pământul. Vasile a zis: a venit și este în casă, nu te îndoi. Auzind aceste cuvinte, s-au umplut de mai multă spaimă că sfântul a știut mai înainte toată taina lor. Și tremurând, a căzut la picioarele sfântului și a zis: roagă-te pentru mine, păcătoasa, sfintea lui Dumnezeu, că mari și minunate lucruri văd întru tine. Sfântul s-a rugat pentru dânsa înaintea tuturor și a intrat în casă. Intrând el în casa prezbiterului, l-a întâmpinat singur Anastasie și, sărutând picioarele sfântului, a zis: de unde mi-e aceasta că a venit arhiereul domnului meu la mine? Arhiereul a răspuns: bine că te-am aflat, ucenicea lui Hristos, să mergem în biserică și să facem dumnezeiască slujbă. Căci se obișnuise prezbiterul acela ca în toate zilele să postească, afară de sâmbăta și duminica, și nu gusta nimic decât numai pâine și apă. Iar când au ajuns în biserică, Sfântul Vasile a poruncit lui Anastasie să slujească liturghia, dar el se lepăda zicând: știi, stăpâne, scriptura care zice, cel mai mic de către cel mai mare se binecuvântează. Vasile a zis către dânsul: pe lângă toate lucrurile tale cele bune, să ai și ascultare. Și când slujea Anastasie în vremea înălțării înfricoșatelor taine, a văzut Sfântul Vasile și ceilalți care erau vrednici pe preasfântul Duh pogorându-se în chip de foc și înconjurând pe Anastasie. Iar după săvârșirea dumnezeștii slujbe, au intrat în casă, iar prezbiterul a pus la masă pe sfânt și clerul său. Și când mâncau, a întrebat sfântul pe preot: de unde ți este comoara și ce fel este viața ta? Preotul răspunse:
Eu, arhiereul al lui Dumnezeu, sunt om păcătos și mă aflu supus la dajdia poporului, am două perechi de boi, cu una lucrez singur, iar cu alta sluga mea. Dintr-o aceste averi, o parte este pentru odihnirea străinilor, iar alta pentru plata dajdilor. Apoi se ostenește cu mine și femeia mea, slujind străinilor și mie. Vasile a zis către dânsul, s-o numești sora ta precum și este, apoi spune-mi și bunătățile tale. Anastasie răspunse, eu n-am făcut nimic bun pe pământ. Atunci Vasile a zis, să ne sculăm și să mergem împreună. Deci sculându-se, s-au dus la un bordei și Vasile a zis, să-mi deschizi ușa aceasta. Anastasie a răspuns, nu, Sfintea lui Dumnezeu, să nu voiești a intra, că nu este nimic acolo, decât numai trebuințele de casă. Vasile a zis, eu pentru trebuințele acestea am și venit. Iar prezbiterul, nevoind să deschide ușa, Sfântul a deschis-o cu cuvântul și intrând a găsit acolo un om foarte bolnav de lepră, căruia îi căzuseră mai multe mădulare trupești și nu știa de dânsul nimeni, decât numai prezbiterul și sora sa. Deci Vasile a zis către preot, pentru ce ai voit să tăinuiești de mine această comoară ta? Preotul răspunse, stăpâne, omul acesta este mânios și ocărător. Pentru aceea m-am temut să ți-l arăt, să nu greșească cu vreun cuvânt împotriva sfinției tale. Vasile a zis atunci, bună nevoință alergi, dar să mă lași și pe mine să-i slujesc în această noapte, ca să fiu și eu părtaș la plata ta. Drept aceea, a rămas fericitul Vasile singur cu cel bolnav și închinându-se a petrecut în rugăciune toată noaptea, iar dimineața l-a scos pe el întreg cu totul și sănătos. Iar preotul cu sora sa și toți cei ce erau acolo, văzând o minune ca aceea, au mărit pe Dumnezeu. Apoi Sfântul Vasile, după plăcuta vorbă cu preotul și după duhovnicescul ospăț, s-a întors la casa sa. Auzind despre Sfântul Vasile, cuviosul Efrem Sirul, care viețuia în pustie, s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate cum este Vasile. Și fiind în vedenie, a văzut un stâlp de foc, al cărui capăt ajungea la cer, și a auzit un glas de sus zicându-i, Efreme, Efreme, în ce chip vezi acest stâlp de foc, astfel este Vasile. Deci îndată cuviosul Efrem, luând cu sine tălmaciul, de vreme ce el nu știa elinește, a mers în Cezarea la praznicul arătării Domnului și privind în taină de departe a văzut pe Sfântul Vasile mergând la biserică cu multă slavă, îmbrăcat în haine luminoase, ca de altfel și clerul care era împrejurul lui. Și întorcându-se Efrem către tălmaciul care mergea după dânsul, i-a zis, mi se pare că în deșert m-am ostenit, frate, pentru că acesta, fiind într-o rânduială ca aceasta, nu este precum l-am văzut. Și intrând în biserică, Efrem a stat într-un colț la loc ascuns și gândind zicea în sine, noi, suferind de greutatea și zăduful zilei, nimic n-am sporit, iar acesta, fiind într-atâta slavă și cinste omenească, este stâlp de foc. Mă minunez! Astfel, gândind despre Marele Vasile, acesta s-a înștiințat despre Efrem prin Duhul Sfânt și a trimis la dânsul pe arhidiaconul său zicând, să mergi la ușa bisericii, cea dinspre apus, și vei afla acolo un monah în colțul bisericii, cu barba scurtă și mic la stat, stând cu altul și vei zice lui, vino și să intri în altar, căci te cheamă arhiepiscopul. Iar arhidiaconul, cu multă osteneală împingând poporul, a ajuns unde stătea cuviosul Efrem și i-a zis, binecuvântează, părinte, să mergi și să intri în altar, căci te cheamă arhiepiscopul. Iar Efrem, prin tălmaci, înțelegând cuvântul arhidiaconului, a răspuns celui ce-l chema, ai greșit, frate, pentru că noi suntem oameni străini și nu ne știe arhiepiscopul. Și arhidiaconul s-a dus să spună aceasta lui Vasile. În acea vreme, Sfântul Vasile citea sfintele cărți la popor. Și a văzut cuviosul Efrem o limbă de foc, grăind cu gura lui Vasile. După aceea, Vasile iarăși a zis arhidiaconului, mergi și spune acelui străin monah, părinte Efreme, vino și intră în Sfântul Altar, căci te cheamă arhiepiscopul. Și mergând arhidiaconul, i-a spus precum i s-a poruncit. Apoi s-a mirat de aceasta cuviosul Efrem și a preamărit pe Dumnezeu. După aceea, făcând metanie, a zis, cu adevărat mare este Vasile, cu adevărat stâlp de foc este Vasile, cu adevărat Duhul Sfânt grăiește prin gura lui. Deci a rugat pe arhidiacon ca să vestească arhiepiscopului că după săvârșirea Sfintei Slujbe are să-i se închine la un loc și să-l sărute mai deoparte. Deci, săvârșindu-se dumnezeiasca slujbă, a intrat Sfântul Vasile în camera de vase și, chemând pe cuviosul Efrem, i-a dat într-o domnul sărutare și i-a zis,
Bine ai venit, Părinte, care ai înmulțit ucenicii lui Hristos în pustie și ai izgonit pe diavol dintr-însa cu puterea lui Hristos. Pentru ce ai suferit atâta osteneală, Părinte, venind ca să vezi un păcătos? Domnul să-ți dea plată pentru osteneala ta. Iar Efrem, prin tălmaci, răspunzând lui Vasile, a spus cuvintele cele ce erau gătite în inima lui și s-a împărtășit cu fratele său cu preacuratele taine din sfintele mâini ale lui Vasile. După aceasta, ospătându-se, cuviosul Efrem a zis către Sfântul Vasile: Preasfințite, Părinte, un dar cer de la tine pe care voiesc să mi-l dai. Marele Vasile i-a zis: Cere cele ce ți sunt trebuincioase, pentru că multe ți sunt dator pentru osteneala ta, căci atâta cale ai suferit pentru mine. Cinstitul Efrem i-a zis: Știu, Părinte, că toate câte vei cere de la Dumnezeu îți dă, deci voiesc să te rogi bunătății lui ca să-mi dea știința să grăiesc elinește. Iar el a răspuns: Este mai presus de puterea mea să-ți împlinesc cererea, dar de vreme ce cu multă nădejde ceri, să mergem în biserică, cinstite Părinte și povățuitorule al pustiei, și să ne rugăm către Domnul care este puternic să asculte rugăciunea ta. Pentru că scris este: Voia celor ce se tem de el va face și rugăciunea lor va auzi și îi va mântui pe ei. Și fiind atunci bună vreme, au făcut rugăciune în biserică, apoi Marele Vasile a zis: Pentru ce, Părinte Efrem, nu primești sfințire de prezbiter fiind vrednic? Efrem a răspuns prin tălmaci: Fiindcă sunt păcătos, stăpâne. Vasile i-a zis: O, de-aș avea eu păcatele tale. Și i-a zis lui: Să facem închinăciune. Apoi, fiind el la pământ, Sfântul Vasile și-a pus mâna sa pe capul cuviosului Efrem și a zis cu mare glas rugăciunea de hirotonie diaconească. Apoi a zis către cuviosul: Grăiește acum ca să ne ridicăm de la pământ. Deci s-a limpezit limba lui Efrem și a zis în limba elinească: Mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul tău. Și s-a împlinit scriptura: Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavilor. Deci au prămărit toți pe Dumnezeu, care a făcut limba lui Efrem să vorbească elinește. Apoi cuviosul Efrem a petrecut 3 zile cu Sfântul Vasile, veselindu-se duhovnicește. După aceea Vasile a făcut pe Efrem preot, iar pe tălmaciul lui l-a făcut diacon și a eliberat cu pace. Odată, nelegiuitul împărat Valens, fiind în cetatea Nicea, s-au apropiat de dânsul începătorii resului Arian, cerând să gonească din sobornicească biserică din cetatea aceea pe poporul cel drept credincios. Iar biserica s-o dea adunării lor celei ariene. Și a făcut astfel împăratul cel rău, însuși fiind eretic, căci a luat cu sila biserica de la cei drept credincioși și a dat-o arienilor. Apoi s-a dus la Constantinopol. Drept aceea, fiind în mare mâhnire toată mulțimea drept credincioșilor, a sosit acolo Marele Vasile, părtinitorul și apărătorul cel de obște al bisericilor, la care venind toată mulțimea celor drept credincioși, cu tânguire au spus nedreptatea ce li s-a făcut lor de împăratul. Iar Sfântul, mângâindu-i cu cuvintele sale, îndată s-a dus la împăratul în Constantinopol și stând înaintea lui i-a zis: Cinstea împăratului iubește judecata. Și înțelepciunea zice: Dreptatea împăratului într-o judecată. Deci pentru ce, împărate, ai făcut judecată nedreaptă, izgonind pe credincioși din Sfânta Biserică și dându-o pe ea rău credincioșilor? Zisa lui împăratul: Iarăși spre mustrarea mea ai venit, Vasile? Nu ți se cuvine să fie astfel. Vasile răspunse: Se cuvine mie a muri pentru dreptate. Și prigonindu-se ei și certându-se, stătea de față acolo mai marele bucătarilor de la curtea împăratului cu numele Demostene. Acela, vrând să ajute arienilor, a vorbit ceva necuvincios, ocărând pe Sfântul. Iar Sfântul a zis: Vedem și pe necărturarul Demostene. Iar acela, nerușinându-se, iarăși a grăit ceva împotrivă. Apoi Sfântul i-a zis: Lucrul tău este ca pentru mâncări să socotești, iar nu dogmele bisericești să le fierbi. Atunci a tăcut Demostene rușinat. Iar împăratul, pe de o parte mânindu-se și pe de alta rușinându-se, a zis lui Vasile: Să mergi tu între ei să socotești, însă astfel să judeci încât să nu te afli ajutând pe poporul credinței tale. Sfântul a răspuns: De voi judeca cu nedreptate, să mă trimit și pe mine în surghiun și pe cei de o credință cu mine să izgonești, iar biserica să o dai arienilor. Apoi Sfântul, luând de la împărat scrisoare, s-a întors în Nicea și, chemând pe arieni, le-a zis: Iată, împăratul mi-a dat putere ca să fac judecată între voi și între credincioși, pentru biserica pe care cu sila ați luat-o. Iar ei au răspuns: Deci judecă după judecata împăratului.
Sfântul a zis, să mergeți și voi, arienii, și voi, credincioșii, să închideți biserica și, încuind-o, să pecetuiți cu pecețile, voi cu ale voastre și aceștia cu ale lor, apoi să puneți pe amândouă părțile străjeri tari și, mergând mai întâi voi, arienii, să vă rugați 3 zile și 3 nopți și, după aceea, să vă apropiați de biserică. Dacă se vor deschide singure ușile bisericii cu rugăciunea voastră, apoi să fie biserica voastră în veci. Iar de nu, atunci ne vom ruga noi o noapte și vom merge cu litie spre biserică cântând și dacă se vor deschide nouă ușile bisericii, apoi să o avem noi pe ea în veci. Iar de nu se vor deschide nici nouă, apoi iar și a voastră să fie biserica. Și a fost plăcut cuvântul acesta înaintea arienilor, însă credincioșii se mâhneau asupra Sfântului, zicând că nu după dreptate, ci de frica împăratului a făcut judecata. Și făcându-se înțelegerea de amândouă părțile, a fost străjuită cu tot din adinsul Sfânta Biserică, pecetluită și întărită. Și rugându-se arienii 3 zile și 3 nopți și apropiindu-se de biserică, nu s-a făcut niciun semn. Și se rugau de dimineață până la al 6-lea ceas, stând și strigând, Doamne miluiește, dar nu li s-au deschis ușile bisericii și s-au întors cu rușine. Atunci Marele Vasile, adunând pe toți credincioșii, cu femeile și cu copiii, au ieșit din cetate la biserica Sfântului Mucenic Diomid. Acolo, făcând priveghere de toată noaptea, au mers cu toții la sobornicească biserică cea pecetluită cântând Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Apoi, stând înaintea ușii bisericii, a zis către popor Ridicați mâinile voastre spre înălțimea cerului și strigați cu din adinsul Doamne miluiește! Și aceasta făcându-se, Sfântul a poruncit ca să fie tăcere și apropiindu-se de ușă, a însemnat-o cu semnul Sfintei Cruci de 3 ori și a zis Bine este cuvântat Dumnezeul creștinilor, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și glăsuind poporul Amin, îndată s-a făcut cu tremur și au început a se sfârma zăvoarele, au căzut întăririle, s-au dezlegat pecețile și s-au deschis ușile ca de un vânt și furtună mare și s-au lovit de zid. Iar Dumnezeescul Vasile a început a cânta Ridicați, boieri, porțile voastre, ridicați porțile veșnice și va intra Împăratul Slavei. Și intrând Vasile în biserică cu toată mulțimea credincioșilor și săvârșind dumnezeiasca slujbă, a liberat pe popor cu veselie. Iar acea mulțime mare de arieni, văzând minunea, s-au lepădat de credința lor ce area și s-au adăugat la cei drept credincioși. Și înștiințându-se împăratul de dreapta judecată lui Vasile și de acea minune preamărită, s-a mirat foarte și defăima urăciunea relei credințe ariene. Însă, orbindu-se de răutate, nu s-a întors la dreapta credință și după aceea a pierit ticălosul. Pentru că el, fiind biruit la război în părțile Traciei, a fugit și s-a ascuns într-o ușură de paie, iar prigonitorii lui, înconjurând claia, cu foc au oprins-o și acolo împăratul arzând s-a dus în focul cel nestins. Deci a fost moartea împăratului în același an după plecarea la Domnul a Sfântului Părintelui nostru Vasile. Odată Petru, episcopul Sevastii, fratele Sfântului, a fost defăimat că trăiește cu femeia sa, pe care mai înainte de episcopie o lăsase, că nu se cade episcopului să fie cu femeie. Iar Vasile, auzind, a zis, Bine că mi-ați spus aceasta, că iată voi merge eu cu voi și îl voi mustra. Și apropiindu-se Sfântul de cetatea Sevastiei, Petru a știut cu Duhul devenirea fericitului, pentru că era și Petru plin de Duhul lui Dumnezeu și locuia cu femeia sa cum locuiește un frate cu sora sa în curăție. Deci a ieșit din cetate în întâmpinarea lui Vasile ca la 8 stadii și văzând pe fericitul mergând cu mulți, a zâmbit și a spus, Ca la un tâlhar ai venit la mine, stăpâne și frate. Apoi, dându-și sărutare unul altuia întru Domnul, au intrat în cetate și rugându-se la Biserica Sfinților 40 de mucenici, au mers în episcopie. Și văzând Vasile pe cumnata sa, i-a zis, Bucură-te, buna mea, iar mai bine zis mireasa Domnului, căci pentru tine m-am ostenit a veni aici. Iar ea a zis către dânsul, Bucură-te și tu, prea cinstite părinte, căci multă vreme am dorit ca să sărut picioarele tale cele cinstite. Apoi a zis Vasile lui Petru, Rog-mă ție, frate, ca în această noapte să te odihnești în biserică cu doamna ta. Iar Petru a zis, Pe toate câte vei porunci le voi face. Și făcându-se noapte, iar Petru odihnindu-se în biserică cu doamna sa, era acolo și Sfântul Vasile cu 5 bărbați drepți și le-a zis lor, Ce vedeți deasupra fratelui meu și deasupra cumnatei mele? Iar ei au zis, Vedem pe îngerii lui Dumnezeu adumbrindu-i și ungând cu aromate patul lor cel neprihănit. Vasile a zis, Tăceți acum și nimănui să nu spuneți ce ați văzut. A doua zi, Vasile a poruncit ca să se adune poporul și să se aducă înaintea tuturor un vas de fier plin de cărbuni foarte aprinși. Apoi a zis, Cinstita mea soră, să-ți întinzi rochia ta.
Ea întinzându-o, Sfântul a zis către cei ce-l țineau cărbunii: puneți în rochia ei cărbunii cei aprinși. Și au pus. Apoi a zis către dânsa: să ții acei cărbuni în haina ta până când îți voi zice ție. Și a poruncit iarăși ca să mai aducă alți cărbuni aprinși. Apoi a zis către fratele său: întinde-ți, frate, felonul tău. El l-a întins. După aceea a zis către slujitorii: turnați cărbunii din vas în felon. Ținând ei multă vreme cărbunii cei aprinși în hainele lor și rămânând de nevătămați, s-a înspăimântat poporul văzând aceasta și zicea: Domnul păzește pe cuvioșii săi și îi va ferici pe pământ. Iar când Petru și soția sa au aruncat cărbunii pe pământ, nu era întrâns și miros de fum, pentru că nu li s-au ars hainele lor. Apoi Vasile a poruncit celor cinci bărbați drepți să spună înaintea tuturor ceea ce au văzut. Și au spus poporului cum au văzut pe Îngerul lui Dumnezeu în biserică, adumbrind pe fericitul Petru și pe sora lui și ungând cu aromate neprihănitul lor pat. Atunci toți au preamărit pe Dumnezeu, care curățește pe plăcuții săi de clevetirile omenești cele nedrepte. În zilele cuviosului părintelui nostru Vasile, era în Cezarea o văduvă dintr-o familie nobilă și foarte bogată, care petrecea în desfătări și se tăvălea în necurățenia desfrânării de mulți ani. Iar Dumnezeu, care vrea pocăința tuturor, s-a atins de inima ei cu darul său și s-a îndreptat femeia pe calea cea bună. Și aflându-se singură, se gândea la numeroasele sale păcate și a început a se tângui zicând: vai mie păcătoasei, cum voi răspunde dreptului judecător pentru atâtea păcate ce am făcut? Casa trupului mi-am stricat-o și sufletul mi l-am întinat. Vai mie, cea mai păcătoasă decât toți, cui m-am asemănat cu păcatele desfrânate sau vameșului? Căci nimeni n-a greșit ca mine, mai ales că după botez am făcut atâtea răutăți. Și de unde voi avea știre că îmi va primi Dumnezeu pocăința? Astfel tânguindu-se și-a adus aminte de toate faptele ce a făcut, din tinerețe până la bătrânețe și șezând, le-a scris pe o bucată de hârtie. Iar mai pe urmă decât toate, a scris unul din păcatele cele mai grele și cu plumb a pecetulit hârtia. Apoi, așteptând vremea când Sfântul Vasile mergea la biserică, a alergat la dânsul și aruncându-se înaintea picioarelor lui cu hârtia, zicea: miluiește-mă, Sfinta lui Dumnezeu, pe mine care am greșit mai mult decât toți. Iar Sfântul a întrebat tot ce voiește de la dânsul, iar ea, dându-i hârtia cea pecetulită, i-a zis: iată, stăpâne, toate păcatele și fărdelegile mele le-am scris pe hârtia aceasta și le-am pecetuluit. Iar tu, ca un plăcut al lui Dumnezeu, să nu le citești, nici să dezlegi pecetea, ci numai cu rugăciunea ta să le curățești, căci cred că cel ce mi-a dat gândul acesta te va auzi când te vei ruga pentru mine. Iar Vasile, luând hârtia, a căutat spre cer și a zis: Doamne, al Tău este lucrul acesta, că dacă păcatele a toată lumea le-ai ridicat, cu atât mai vârtos poți să curățești păcatele unui asemenea suflet, pentru că toate păcatele noastre sunt numărate la Tine, iar milostivirea Ta este mare și neurmată. Acestea zicând, Sfântul a intrat în biserică, ținând hârtia în mână și aruncându-se înaintea jertfelnicului, a petrecut toată noaptea rugându-se pentru acea femeie. Iar a doua zi, săvârșind dumnezeiasca slujbă, a chemat pe femeie, i-a dat hârtia pecetuită precum o primise, zicând către dânsa: ai auzit, femeie, că nimeni nu poate să ierte păcatele decât numai bunul Dumnezeu? Iar ea a zis: am auzit, cinstite părinte, și pentru aceasta te-am îndemnat la rugăciune, spre îndurările lui. Acestea zicându-le femeia, și-a dezlegat hârtia și a aflat șterse toate păcatele sale, afară de unul, care era cel mai greu păcat, scris pe urmă. Și văzând aceasta femeia, s-a spăimântat. Și bătându-și pieptul, a căzut la picioarele Sfântului strigând: miluiește-mă, robule al lui Dumnezeu, precum pentru toate fărdălegile mele ai voit și ai rugat pe Dumnezeu, așa și pentru aceasta te rog ca să fiu cu totul curățită. Iar arhiereul, curgându-i lacrimi și făcându-i se milă de dânsa, i-a zis: scoală-te, femeie, că și eu sunt om păcătos și îmi trebuie și mie milostivire și iertare. Acela care a curățit păcatele tale este puternic să curățească și acest păcat neșters, dacă te vei feri de acum înainte de păcat și dacă vei începe a umbla pe calea Domnului. Apoi nu numai iertată vei fi, ci și slavei celei cerești te vei învrednici. Însă te sfătuiesc să mergi în pustie și vei afla un bărbat sfânt, anume Efrem. Aceluia să-i dai această hârtie și să-l rogi ca să milostivească pentru tine pe iubitor de oameni Dumnezeu. Iar femeia, după cuvântul Sfântului, s-a dus în pustie și după o cale îndelungată a aflat chilia fericitului Efrem și, bătând la dânsul, a zis: miluiește-mă pe mine, păcătoasa cuvioasă părinte! Iar Efrem, știind cu duhul pricina venirii ei, a zis: du-te de la mine, femeie, că și eu sunt un păcătos, trebuindu-mi și mie de la alții ajutor. Atunci ea, aruncându-i hârtia, i-a zis: arhiepiscopul Vasile m-a trimis la tine, ca rugându-te lui Dumnezeu să-mi curățească păcatul meu cel scris în hârtia aceasta, pentru că pe celelalte păcate el le-a curățit,
iar tu pentru un păcat Sfântele Nevește a te ruga, pentru că la tine sunt trimisă. Cuviosul Efrem i-a zis, nu fiică, ci cel ce a putut milostivi pe Dumnezeu pentru păcatele tale cele multe, cu atât mai vârtos îl poate ruga pentru un singur păcat. Deci du-te și nu sta, ca să-l afli între cei vii, mai înainte până nu se duce la Domnul. Iar ea, închinându-se cuviosului, s-a întors în oraș. Apoi, intrând în cetate, a sosit la îngroparea Sfântului Vasile, pentru că acum murise și Sfântul lui trup era dus la mormânt. Dar femeia, întâmpinându-l, a început a striga cu multă tânguire, aruncându-se la pământ și zicând către dânsul ca și când ar fi fost viu. Vai mie, Sfinta lui Dumnezeu! Vai mie, ticăloasei! Pentru aceasta m-ai trimis în pustie, ca fără a mea supărare să ieși din trup. Iată, m-am întors fără folos, suferind în zadar atâta o stăneală în pustie. Dumnezeu să vadă și să judece între mine și între tine, căci ai putut singur să-mi dai ajutor și la altul m-ai trimis. Zicând acestea, a aruncat hârtia deasupra patului Sfântului, spunând la tot poporul despre osteneala sa. Iar unul din clerici, vrând să vadă ce este scris pe hârtie, a luat-o și dezlegând-o, n-a aflat într-o dânsa nimic, căci toată hârtia era curată și a zis femeii, nimic nu este scris aici. Pentru ce te ostenești, neștiind iubirea de oameni cea negrăită a lui Dumnezeu, care s-a făcut către tine? Văzând tot poporul această minune, a preamărit pe Dumnezeu, care a dat o asemenea putere robilor săi și după mutarea lor din viață. Un evreu anume Iosif locuia în Cezarea și era doctor atât de iscusit încât cunoștea după vene pe omul care era să moară cu 4 sau 5 zile mai înainte. Iar purtătorul de Dumnezeu, părintele nostru Vasile, mai înainte văzând cu Duhul întoarcerea lui către Hristos, care avea să fie, îl iubea foarte mult și adeseori îl chema la dânsul și îl povățuia să se lase de legea lui și să primească Sfântul Botez. Dar Iosif se ferea zicând, în credința în care m-am născut, în aceea voiesc să mor. Sfântul însă i-a zis, să mă crezi pe mine că nici eu, nici tu nu vei muri până ce nu te vei naște din apă și din duh, căci fără de acest dar nu ți este cu putință să intri în împărăția lui Dumnezeu. Oare părinții tăi nu s-au botezat în nor și în mare? Ei au băut din piatra care era preînchipuirea lui Hristos, piatra duhovnicească care s-a născut din Fecioara pentru mântuirea noastră și pe care părinții tăi l-au răstignit. Și fiind îngropat, a înviat a treia zi, apoi înălțându-se la ceruri, a șezut de-a dreapta Tatălui și de acolo va veni să judece vii și morții. Încă îi spunea Sfântul multe și folositoare cuvinte, dar evreul rămânea în necredința sa. Iar când a sosit vremea ducerei Sfântului la Dumnezeu, s-a îmbolnăvit și a chemat pe evreu, trebuindu-i ajutor doctoricez la dânsul și a zis, ce ți se pare de mine, Iosife? El, pipăind vinele Sfântului, a zis către paznici, să gătiți toate cele de îngropare că va muri îndată. Iar Vasile i-a zis, nu știi ce greiești. Evreul răspunse, să mă crezi, stăpâne, că astăzi până nu apune soarele vei muri. Vasile i-a zis, de voi rămâne până dimineața la ceasul al șaselea, atunci ce vei zice? Iosif răspunse, să mor eu. Sfântul i-a zis, cu adevărat să mori păcatului ca să viezi întru Domnul. Evreul a zis, știu ce grești, stăpâne, iată mă jur ție că de vei fi viu până mâine, apoi voi face voia ta. Deci Sfântul Vasile s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i prelungească viața până a doua zi pentru mântuirea evreului și a dobândit cererea. Iar a doua zi a trimis să-l cheme, dar Iosif nu credea pe sluga care îl chema, că adică Vasile să fie viu. Însă s-a dus vrând să-l vadă mort și văzându-l că este viu, a amuțit de uimire. Apoi a căzut la picioarele lui cu inimă încredințată și a spus, mare este Dumnezeul creștinilor și nu este alt Dumnezeu afară de El, deci mă lepăd de evreimea cea urâtă de Dumnezeu și mă apropii de adevărata credință creștinească. Deci poruncește, Sfinte Părinte, să-mi dea Sfântul Botez, mie și la toată casa mea. Iar Sfântul Vasile i-a răspuns, te voi boteza eu singur cu mâinile mele. Și apropiindu-se, evreul a pipăit mâna cea dreaptă a Sfântului și a zis, neputincioase sunt puterile tale, stăpâne, și firea a slăbit de săvârșit, de aceea nu vei putea să mă botezi singur. Vasile răspunse, avem pe ziditorul care ne întărește pe noi. Și sculându-se, a intrat în biserică și a botezat înaintea tuturor pe evreu și toată casa lui, numindu-l Ioan, și l-a împărtășit cu dumnezeștile taine, slujind singur în acea zi și învățând multe pe cel botezat despre veșnica viață. Și rostind cuvânt de învățătură către toate cuvântătoarele sale oi, a viețuit până la ceasul al nouălea. Apoi, dând tuturor cea mai de pe urmă sărutare și iertare, a înălțat mulțumirea lui Dumnezeu pentru toate negreitele lui daruri. Și fiind încă rugăciunea în gura lui, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Deci s-a dus arhiereul și marele cuvântător în viața de veci, în ziua din 1 al lunii ianuarie, în al 15-lea și cel mai de pe urmă an al împărăției lui Valens și în al 4-lea an al împărăției lui Grațian,
care a împărățit după Valentinian tatăl său. Sfântul Vasile cel Mare a păstorit Biserica lui Dumnezeu 8 ani, 6 luni și 16 zile și a viețuit toți anii de la nașterea sa 45, anii 333-378. Iar evreul cel nou botezat, văzând pe Sfântul răposat, a căzut în fața lui și a zis cu lacrimi: "Cu adevărat, robul lui Dumnezeu Vasile, nici acum n-ai fi murit dacă n-ai fi voit singur." Și adunându-se mulți arhierei, au cântat psalmii de îngropare și au pus cinstitele moaște ale marelui plăcut al lui Dumnezeu Vasile în biserica Sfântului Mucenic Eupsihie. Înștiințându-se de aceasta Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, fiind pe atunci episcop al cetății Sasima, a scris cuvântul de îngropare și, venind după câteva zile, l-a citit deasupra mormântului cu multe lacrimi, lăudând pe unul Dumnezeu în treime, căruia se cuvine slavă în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfântului Marelui Ierarh Vasile, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.